Deputații sunt în vacanță. Sesiunea plenară a luat sfârșit ieri și cei mai mulți se gândesc unde să meargă la odihnă, la mare ori la munte. Timp au berechet până pe 2 septembrie. La întrebarea noastră ce vor face, unii deputați ne-au spus că nu au luat o decizie definitivă. Analizez Italia, s-au deschis câteva curse ieftine din București și mă gândesc să merg acolo. Dar sunt și alte țări destinații interesante. În Albania de mult am vrut să merg, în Grecia. Ce buget aveți pentru vacanță? Eu așa, am economisit niște bani, dar bugetul, nici nu știu, până la 500-600 de euro, probabil. Încercăm să avem câteva zile pentru familie, că asta e important. Aveți și o destinație? Deocamdată nu, da, soția trebuie să o găsească, adică nu trebuie, așa am împărțit noi funcțiile. Da, eu sunt mai puțin disciplinat la capitolul ăsta. Mare vacanță nu avem, dar încercăm cel puțin o săptămână să găsim ocazie să ne odihnim și noi, că totuși și noi suntem oameni. Și unde veți merge? Nu pot să vă spun acum 100%, trebuie să decid mâine pe mâine, să văd ce capacități sunt, ce posibilități sunt. Evident că prima perioadă în gestiunea timpului liber care îl am, trebuie să fac puține ordine în chestiunile personale. Pe urmă, în discuții cu familia, voi decide plecăm sau nu plecăm undeva la odihnă. Îmi termin niște cărți pornite și încă neterminate. Așa, deci asta e toată activitatea de normă. Cred că asta e, cred că asta e. Speram să ajung, undeva în mijlocul Oceanului Pacific, dar n-am cu cine. O gașcă de prieteni. Dacă ei n-au salarii de deputat și ei nu pot, dar eu nu pot să-i asigur cu salariul meu de deputat. Mergeți undeva? Merg. Unde o să mergi? Este secret. Deputații vor relua ședințele pe 2 septembrie.